Rodica, îți mulțumesc. În ciuda armistițiului care este în vigoare, luptele nu se opresc, iar numărul victimelor crește în zona separatistă din Ucraina. Mâine la Minsk se vor întâlni reprezentanții Ucrainei, separatiștilor, Rusiei și membrii OSCE pentru a discuta despre modul în care este aplicat acordul de pace. La un an de la izbucnirea conflictului sângeros și la 3 luni de la semnarea acordului de pace care ar fi trebuit să aducă liniște în regiunea ocupată de separatiști, se aud bubuituri. Numai noaptea trecută, rebelii au deschis focul asupra trupelor ucrainene de circa 30 de ori. De partea cealaltă și separatiștii susțin că sunt atacați de ucraineni. Potrivit lor, militarii au atacat cu arme grele în regiunea Donetsk. Strașnă, așa de o dilată. Cu de Бомби біжі, ще там теж побіті. Тільки Богу молюся, щоб умерти своєї смерті. Не хочу розорваної бути. Copiii suferă cel mai mult din cauza acestui conflict. Mulți dintre ei au învățat deja că atunci când se aud bubuituri, toată lumea se ascunde în subsoluri. Вчера ложилась спать. Там услышали, что это стал звук такой треск сухой был. И потом засияло сильно красное небо. Мне сказали, чтобы быстро одеваться и идти в подвал. Так мы просидели почти час. Din cauza că acordul semnat în februarie la Minsk nu este respectat în totalitate, iar luptele se intensifică, reprezentanții separatiștilor Ucrainei, Rusiei și OSCE au anunțat o nouă întâlnire. Ei se vor întruni mâine la Minsk pentru a discuta despre modul în care este aplicat armistițiul.